Funcționarii publici din primăria Suceava au câștigat în instanță plata unor sporuri salariale din ultimii 3 ani în valoare totală de 51 de miliarde de lei. Primarul Ion Lungu spune că nu a pus în aplicare decizia judecătorilor pentru că se face o discriminare între angajații cu statut de funcționari publici și personalul contractual. Din păcate se face o discriminare între salariații din primărie, între funcționarii publici și între cei contractuali. Aceste sporuri de treaptă și de, post sunt prevăzute sau erau prevăzute în statutul funcționarilor publici. Din păcate, cei de contractuali și jumătate din salariații la primărie sunt contractuali, poate chiar mai mulți. Sigur, și acolo sunt oameni care muncesc și se face, din punctul meu de vedere, o discriminare. Angajații primăriei au făcut o plângere penală împotriva primarului Ion Lungu pentru abuz în serviciu. Pentru că plângerea a fost anonimă, primarul nu va afla niciodată care din angajați l-a reclamat la parchet și mai mult nici nu va trebui să se îngrijoreze, întrucât plângerile penale anonime nu sunt valabile. Plângere penală pentru nerespectarea hotărârii judecătorești, abuz în serviciu și purtare abuzivă. Nu mai vreau să comentez, un pic răutăcioș, dar totuși plângerea penală este făcută de subsemnatul anonim. Domnule prim procuror, subsemnatul anonim, domiciliat în Suceava, angajat la primăria municipiului Suceava. Eu zic că sunt un om corect, obiectiv și am curajul să mă uit în ochii la fiecare și spun ce meritare la primărie. Și probabil nu am curajul să vină la mine, v-am spus că e subsemnatul anonim. Funcționarii publici din primăria Suceava vor primi în acest an sporuri restante în valoare de 17 miliarde de lei, dar nu în urma presiunilor angajaților, ci în urma hotărârii judecătorești.